Vă dați seama că o invidiez și o fericesc pe doamna Angela Condru pentru că a avut inspirația în urmă cu peste 30 de ani să înceapă să învețe japoneză și a pătruns într-un tărâm fermecat și, după cum îmi mărturisea într-una din multele noastre convorbiri, ar mai avea nevoie de încă 4, 5 ori 7 vieți ca să exploreze tot ceea ce o tentează în cultura japoneză. Romanul Laizei Delby sau Dalby, povestea doamnei Murasaki, ne duce înapoi cu 1000 de ani într-o lume neobișnuită, fascinantă, care într-un fel sau altul ne lămurește despre imensa deosebire între Orient și Occident. Gândiți-vă ce însemna Europa la anul 1000 și ce fel de cultură avea și gândiți-vă că la curtea japoneză trăia și scria doamna Murasaki și încă două scriitoare care au întemeiat și alte specii ale literaturii japoneze. Gândiți-vă că acolo erau prețuite scriitoarele, iar doamna Murasaki însăși a fost prețuită și iubită de soțul ei, iubirea însemnând cu totul altceva și având cu totul altă valoare și altă substanță în lumea japoneză față de cea europeană, mai ales pentru inteligența ei, pentru erudiția ei, care nu era seacă searbădă, ci dimpotrivă plină de finețe, plină de frumusețe. Așadar, romanul este biografia scriitoarei. Din momentul în care începe să descopere lumea, pornind de la o cultură serioasă pe care și-a însușit-o și ca toți cărturarii vremii era o foarte bună cunoscătoare a culturii chineze și ajungând apoi la experiențele pe care le trăiește, întâi într-o provincie depărtată de capitală, apoi la întoarcere în capitală prin căsătorie și mai ales prin imaginarea unui personaj care a cucerit încă din epoca respectivă inimile cititoarelor, prințul Genji cel Strălucitor. Vreau să vă citesc două, trei paragrafe scurte ca să înțelegeți că romanul pe care scriitoarea americană japonizată, niponizată până în adâncurile ființei ei l-a oferit cititorului, ca să înțelegeți ce subtilitate psihologică aveau doamnele de la curtea imperială din perioada Heian. Pentru un bărbat, cel mai nesuferit cusur al femeii este gelozia. Pentru o femeie, cel mai îngrozitor lucru este un bărbat călător din floare în floare. Dacă stai să te gândești, este uimitor simplu fapt că putem să ne înțelegem cât de cât unii cu alții. După cum vedeți, de 1000 de ani, psihologic s-a păstrat și actual și astăzi. Și ca pandant, un alt pasaj în care tânăra, încă maturizată ca scriitoare, asistă la o demonstrație de muzică. Tatăl ei este un pasionat cântăreț la un instrument, da, un fel de koto cu 7 coarde, și asistă la demonstrația unui maestru chinez. I se cere să cânte un vibrato și maestru, care se numește maestru Gio, explică. Există peste 10 feluri de nghin, de vibrato, dar cele mai utile sunt următoarele câteva. La primul degetul de la mâna stângă trece în fugă și în sus și în jos peste coarde. Este ceea ce se numește o cicadă înfrigurată plânge venirea toamnei. Sunetul trebuie să se asemene cu zumzăitul trist și cu tremurător al cicadei. Mai este apoi mugimul lung, un vibrato înfundat care amintește plânsetul unui porumbel ce cheamă ploaia.
Gimul fir are un ecou subțire. Este menit să trezească în mintea ascultătorului imaginea unei șoapte tainice. Vibrato jucăuș este săltăreț, amintește dansul florilor de cireș plutind pe râu. În fine, cel mai delicat vibrato este în gimul așezat, la care degetele nu se mișcă aproape deloc. Unele cărți spun că degetul rămâne nemișcat, dar sunetul se mlădiază după cum pulsează sângele atunci când vârful degetului apasă coarda de cutia instrumentului, doar puțin mai mult și mai adânc decât de obicei. În cele din urmă, maestru Gio și-a ridicat degetul de pe cutia instrumentului. După cum spun taoiștii, ne-a mai zis el, cea mai frumoasă muzică se naște din cele mai firave sunete. Deci aveți un exemplu de finețe a muzicii japoneze și nu am cum să vă citesc pasajele în care sunt descrise veșmintele doamnelor, câte kimonouri se suprapun și în ce nuanțe și în conformitate cu anotimpul sau luna sau momentul ceremonial în care se încadrează apariția unei asemenea doamne. Este un roman, aș zice eu, aproape enciclopedie, o enciclopedie la îndemână, care face accesibilă înțelegerea unei lumi foarte frumoase, străine pentru noi și foarte atrăgătoare. Eu aș mai vrea doar să parafrazez unul dintre pasaje în care, după ce scriitoarea și-a încheiat cartea dedicată prințului Genji, are momente de reflecție în care se întreabă: ea l-a creat pe Genji sau, dimpotrivă, Genji a creat-o pe ea? Este aici iarăși mărturia unei inteligențe artistice extraordinare, care se desparte greu de plăsmuirea proprie și în același timp înțelege că acel proces de plăsmuire a redefinit-o pe ea și a recreat-o pe ea ca scriitoare. N-aș vrea să închei fără să spun că este un roman care curge frumos, atrăgător și este meritul tinerei traducătoare Diana Tihan. Și aș mai vrea să spun încă un lucru pe care probabil îl avea în minte și Denisa, dar vreau să fiu eu sigură că în cazul în care uită să-l spună, totuși să ajungă la dumneavoastră. Eu respect foarte mult pe doamna Hondru pentru că de peste 3 decenii se ocupă de o cultură foarte depărtată de noi și pe care ne-a adus-o aproape. O respect ca traducător și o respect în egală măsură ca profesor, pentru că doamna Hondru este dintre cei hărăziți, nu doar cu vocația de a transpune dintr-o limbă în alta și dintr-o cultură în alta, ci de a forma tineri traducători, de a le induce morbul nipon încât devine boală pe viață. A creat o întreagă școală de traducători și este un merit cel puțin egal cu celălalt al traducătorului.